Aloha, prieteni! Eu sunt Tsunami și astăzi, chiar dacă este weekend, se pare că avem o zi foarte interesantă în spațiul cripto, asta după ce Bitcoin a început foarte bine luna decembrie, ajuns ieri chiar până la un preț de 39.000 de dolari, în timp ce apar noi informații legate de înțelegerea dintre Departamentul de Justiție și Binance, se pare că anumite persoane au fost informate de această înțelegere, de această negociere, încă de acum 2 luni și aici vorbim de anumiți clienți care se pare că erau văzuți ca persoane VIP. În următoarele minute vom discuta despre acest subiect care are legătură cu Binance, de asemenea avem câteva știri foarte interesante, vom vedea ce monede mai vinde FTX-ul în această perioadă, avem de asemenea informații și despre Polkadot, dar și despre Bitcoin și vom vedea o predicție interesantă pentru 2024, iar dacă vă place acest tip de conținut, nu uitați să apăsați butonul de like, de asemenea nu uitați să vă abonați, iar în descriere găsiți și canalul de Telegram și profilul de Twitter unde postez și alte știri interesante. Începem mai întâi cu Bitcoin, cea mai importantă criptomonedă din această industrie care are parte de un hype uriaș datorită acelui subiect Bitcoin Spot ETF. Vedem că Bitcoin a început foarte bine luna decembrie, ajunsă ieri undeva la ora 19 până la un preț de 39.000 de dolari. De asemenea, am văzut creșteri frumoase și pe multe altcoin-uri din această piață. În orice caz, luna decembrie a început foarte bullish și trebuie menționat că nivelul de lăcomie a ajuns la cel mai mare nivel din ultimii 2 ani. De exemplu, dacă ne uităm la indicele de fear and greed sau frică și lăcomie, vedem că acest indice a ajuns astăzi la 74, este într-o zonă de greed, foarte mare. De asemenea, în ultima lună s-a menținut peste 70, adică lăcomie destul de mare în piața cripto în ultima lună. Trebuie menționat că această valoare de 74 pe indicele de fear and greed este cea mai mare valoare înregistrată în ultimii 2 ani de zile. Ea a mai fost atinsă de mai multe ori în luna noiembrie, dar o valoare mai mare de atât a fost înregistrată doar în noiembrie 2021, adică în urmă cu 2 ani de zile. Pe atunci, piața cripto se afla în bull run, iar Bitcoin avea un preț de peste 60.000 de dolari, dar da, este foarte important de menționat că indicele sau sentimentul din piață este foarte bullish și este unul de lăcomie foarte mare și discutăm despre cel mai mare nivel de lăcomie din ultimii 2 ani. De asemenea, dacă mergem și la monedele din top 100 CoinMarketCap, avem câteva monede cu creșteri spectaculoase în ultimele 24 de ore. Avem, de exemplu, aici pe prima poziție Terra Classic. Terra Classic vedem că are un mare hype în această perioadă, un nou pump pe această monedă, de data asta de 20%. Vedem și IOTA pe a doua poziție, o monedă despre care am discutat pe Twitter și am vorbit acolo despre motivul care stă în spatele acestui pump pe IOTA. Avem Celestia pe a treia poziție, Celestia are un pump de 18%, de asemenea Celestia atinge un preț de peste 8 dolari, iar creșterile spectaculoase nu se termină aici pentru că avem o nouă monedă în top 100 CoinMarketCap. Vedem că pe a patra poziție în acest top avem moneda BIM. BIM este monedă care a intrat acum în top 100 CoinMarketCap. Vedem că are un pump de 17% și deși pare o monedă nouă de care până acum poate nu ați auzit, este o monedă care are o mică tradiție în această piață. Putem vedea pe CoinMarketCap că acest token BIM este un token care, da, a fost lansat undeva în octombrie 2023, deci vorbim de un token relativ nou, dar aici trebuie menționat că practic reprezintă tokenul celor de la Merit Circle care acum a migrat către acest nou token BIM. Merit Circle reprezintă un proiect destul de popular din spațiul crypto în care chiar și cei de la Binance Labs au investit în trecut. Proiectul reprezintă o platformă axată pe zona de gaming care de asemenea introduce tehnologia BIM SDK. Și da, vedem că este un proiect popular în această perioadă care a intrat deja în top 100 CoinMarketCap. Trecem și la știri și aici începem cu o știre sau un subiect destul de popular în această perioadă, acel Bitcoin Spot ETF. Aflăm că cei de la Grayscale sunt foarte siguri că la un moment dat acest Bitcoin Spot ETF va fi aprobat, este doar o chestiune de timp. Deci, da, aceștia nu își fac griji dacă SEC-ul va aproba produsul, ci când va aproba SEC-ul acest produs de tip ETF. Cererea de Bitcoin Spot ETF a celor de la Grayscale este puțin mai diferită față de alte cereri pentru un astfel de produs. Asta pentru că Grayscale are deja un Bitcoin Trust, acesta are tickerul GBTC, dar cei de la Grayscale vor să-l convertească într-un Bitcoin Spot ETF. În primă fază, SEC-ul american a refuzat să facă acest lucru, să convertească sau să accepte această propunere, dar
Cei de la Grayscale au dat secolul în judecată în 2022, au câștigat acel proces, o victorie uriașă pentru spațiul cripto, iar anumiți analiști cred că cele mai mari șanse să vedem un Bitcoin spot ETF ar fi undeva în perioada 8-10 ianuarie, adică undeva între luni și miercuri, în prima săptămână sau în a doua săptămână din 2024, când avem și deadline-ul pentru cererea de Bitcoin spot ETF a celor de la ARK Invest. De asemenea, SEC-ul american a avut în ultima săptămână mai multe întâlniri, chiar cu cei de la Grayscale, dar și cu cei de la BlackRock. Aceste întâlniri au avut, bineînțeles, legătură cu acele Bitcoin Spot ETF-uri, cu acele cereri, iar mulți consideră că aceste întâlniri dau de înțeles că SEC-ul se pregătește să aprobe cât mai rapid un astfel de produs, un Bitcoin Spot ETF. Discutăm și despre Binance și în special despre acea înțelegere pe care Binance a negociat-o cu Departamentul de Justiție din Statele Unite. Este un subiect popular, dar se pare că încă nu s-a terminat. Asta pentru că apar noi informații. Cei de la Binance se pare că au discutat acest subiect cu anumiți clienți VIP chiar în urmă cu 2 luni. Această discuție se pare că a avut loc la un eveniment organizat în Singapore. Acolo mai mulți executivi din cadrul companiei Binance au discutat cu anumiți clienți despre această negociere, despre această înțelegere. Deci, da, era un subiect pe care anumiți clienți VIP din cadrul companiei Binance îl știau. Aceștia se pare că au primit informații și despre acea posibilă amendă de 4,3 miliarde de dolari. Bineînțeles, pe atunci amenda nu era stabilită, dar cei de la Binance se pare că au menționat faptul că reprezintă o amendă destul de mică pentru companie și în acest fel, Binance ar scăpa de toate acuzațiile care îi se aduc. La acel eveniment se pare că nu era prezent fostul CEO CZ, dar era prezent noul CEO al companiei Richard Tang. Cei de la Binance momentan au negat aceste noi informații, consideră că nu prezintă în mod corect evenimentele care s-au întâmplat la acea întâlnire din Singapore, dar cei de la Binance se pare că nici nu vor să menționeze ce detalii sunt greșite. Trebuie menționat că această informație a apărut prima dată din partea publicației Bloomberg și, de asemenea, alte publicații de știri cripto au început să vorbească despre acest subiect. Cei de la Bloomberg prezintă faptul că acest eveniment a avut loc în Singapore în luna septembrie, deci anumiți clienți VIP știau de această negociere dintre Binance și Departamentul de Justiție cu câteva luni în urmă și există și posibilitatea ca acești directori executivi care au discutat în Singapore despre acest subiect s-au fi făcut tocmai pentru a încerca să calmeze acești clienți VIP, tocmai pentru a le arăta că Binance negociază o variantă prin care încearcă să scape de toate acuzațiile din Statele Unite și pentru a-i convinge pe acești clienți VIP să nu se îndrepte către alte exchange-uri crypto din această industrie. Discutăm și despre FTX, dar și despre Alameda Research, acele companii care sunt în faliment în această perioadă, dar care au dreptul să vândă anumite asset-uri. Aflăm că în această săptămână FTX-ul și Alameda au transferat 10, aproape 11 milioane de dolari în diferite criptomonede pe 3 exchange-uri importante. Aici avem, de exemplu, Binance, avem de asemenea Coinbase, dar avem și exchange-ul Wintermute, un exchange despre care personal nu cred că am auzit. În orice caz, cei de la FTX au vândut în această perioadă 10 milioane de dolari în diferite criptomonede. Aici avem, de exemplu, aproximativ 2,5 milioane de dolari în monede Stepan sau acel token GMT. Vedem de asemenea 2,4 milioane de dolari în monede Uniswap care a fost vândută. Uniswap reprezintă un proiect foarte popular pentru Ethereum, asta pentru că este cel mai important DEX de pe Ethereum. FTX-ul a vândut de asemenea peste 2 milioane de dolari și în tokenul SYN, moneda celor de la Synapse. Vedem aici și Phantom, aici o cantitate mai mică, aproximativ 1 milion de dolari în tokenul Phantom. Avem și Shiba Inu pe listă, dar vedem și monede mai noi precum Arbitrum și Optimism. Iar dacă tot am pomenit de Coinbase, avem o știre interesantă, asta pentru că cei de la Coinbase au un Layer 2 foarte popular în această perioadă. Știm că Coinbase a lansat o rețea de tip Layer 2 numită Base, aceasta are parte de o adopție foarte mare în 2023, dar cu toate astea, CEO-ul celor de la Ethereum, Brian Armstrong, menționează că nu intenționează în viitor să lanseze un token pentru această rețea, nu intenționează să lanseze propriul token. Deci, da, nu vă așteptați prea curând la un airdrop pentru un posibil token pe care cei de la Coinbase s-ar putea să lanseze viitor. Bitcoin este în această perioadă foarte aproape de prețul de 40.000 de dolari. Foarte mult se așteaptă ca Bitcoin să ajungă la 40.000 de dolari în luna decembrie.
Și astăzi vedem și o predicție interesantă, o predicție din partea celor de la Metricsport. Aceștia cred că Bitcoin poate atinge un preț de $125,000 până la finalul lui 2024. De asemenea, analiștii companiei Metricsport consideră că Bitcoin ar putea atinge un preț de $60,000 până în aprilie 2024. Asta pentru că în prima parte din 2024 avem o posibilă aprobare a acelui Bitcoin Spot ETF. De asemenea, să nu uităm de halving, iar acești analiști de la Metricsport consideră că din aprilie 2024 până în decembrie 2024 Bitcoin s-ar putea dubla în valoare, ar putea ajunge de la $60,000 până la un preț de peste $120,000, o predicție foarte bullish pentru următorul an pentru moneda lui Satoshi Nakamoto. Avem o veste foarte bună și pentru fanii Polkadot, și asta pentru că Polkadot, sau mai bine zis Web3 Foundation, compania care stă în spatele ecosistemului Polkadot, se pare că a investit $1,000,000 în bonuri de trezorerie tokenizate. Acest anunț a dus la un pump de 6% pentru moneda DOT, moneda celor de la Polkadot, care în această perioadă nu a fost foarte activă, adică nu putem zice că DOT a explodat la fel de tare ca alte monede din top 100 CoinMarketCap. Acest anunț a fost oferit de cei de la Web3 Foundation undeva pe 29 noiembrie, asta pe contul lor de Twitter sau de X. Aici vedem că aceștia au investit $1,000,000 în faza de seed, în ceea ce privește acest produs de bonuri de trezorerie tokenizate. Iar cei de la Web3 Foundation se pare că sunt acum primul utilizator care au utilizat aceste active susținute și gestionate prin intermediul parachain-urilor. Un detaliu care putem zice că atrage puțin atenția în această perioadă asupra ecosistemului Polkadot, o veste foarte bună pentru acest proiect. Această investiție de $1,000,000 a celor de la Web3 Foundation va fi realizată prin platforma NMOI. Aceasta este un asset manager de pe Centrifuge Chain, iar Centrifuge Chain reprezintă un parachain de pe Polkadot care se axează pe asset-urile din lumea reală. Iar prin această mișcare, Web3 Foundation vrea să-și arate suportul pentru infrastructura ecosistemului Polkadot. Iar o altă veste importantă vine din El Salvador, asta pentru că președintele Nayib Bukele se pare că momentan a renunțat la această funcție de președinte. Momentan, de pe 1 decembrie avem un nou președinte, aceasta este Claudia Rodriguez de Guevara și aceasta este președinte sau va fi președinte până la data de iunie 2024. Președintele Nayib Bukele se pare că a renunțat la această funcție pentru a se putea concentra pe următoarele alegeri care încep în 2024. Acestea vor avea loc în februarie 2024, iar aceste alegeri sunt foarte importante și pentru spațiul cripto, iar asta pentru că Nayib Bukele știm că a adoptat moneda Bitcoin ca metodă de plată oficială în El Salvador. Acesta intenționează să câștige alegerile din februarie și de asemenea să se întoarcă pe funcția de președinte începând cu iunie 2024, un scenariu care de asemenea ar fi foarte bullish pentru Bitcoin în următorul an. Încheiem aici acest videoclip, vă mulțumesc că ați urmărit acest material până la sfârșit, iar noi ne revedem în următorul videoclip. Aloha, prieteni!